Haideți să vedem al treilea exercițiu. Trebuie să completez unitățile de măsură care lipsesc. Cu alte cuvinte, ce voi face? Văd ce am și văd dacă îmi lipsesc zerouri sau sunt în plus zerouri. Dacă îmi lipsesc zerouri, mă voi duce în sus atâtea trepte câte zerouri lipsesc. Dacă am zerouri în plus, mă voi duce în jos atâtea trepte câte zerouri sunt în plus. Deci avem 32 de miligrame, sunt aici. Și văd că aici îmi lipsesc câte zerouri de la care am plecat două. Respectiv mă duc în sus cu două salturi. Deci am ajuns la decigram. Mă uit mai departe, că de aici aici ca... nu o iau de la cap, e mai simplu să gândesc pasul următor, mai lipsește un zero. De la gram mai duc un salt în sus, că știu că dacă nu sește 0 în sus, adică voi avea grame. Mai departe. 25 de ce aici voi avea 250 de grame. Deci aici am un 0 în plus. drept și prin urmare mă voi duce în jos sau puteți să gândiți invers, de la 2, adică plec de la 250, asta pe care că poate ce mai simplu, plec de la acesta, să ajung în stânga, văd că îmi lipsește un 0, deci de la gram, când îmi lipsește un 0, mă duc în sus, deci ajung în decagram. Și apoi am un 0, mai am 3 zerouri în plus, deci de la gram mă duc în jos 3 salturi, miligram. Bun, plecăm de la cel din mijloc, că pe acesta îl avem. 42.000 de decigrame. Îmi lipsesc câte 0 ca să ajung la 42? 3 zerouri. De la decigrame,